Pentru cetățenii giurgiuveni, locuitori ai unui cartier în care sunt incluse strada Videle, intrarea Videle și ulița Vidra, praful drumurilor nu dispare decât în zilele ploioase sau de iarnă, când locul lui este luat de noroaiele prin care se trece numai cu cizmele. Bălțile, care persistă pe drumurile fără trotoare, chiar și la zile bune de la ultima repriză de ploaie, completează nemulțumirile giurgiuvenilor sătui de vechile promisiuni ale municipalității și ale actualului edilșef. Sunt copii în cartier aici. Cum vă descurcați când e vreme rea ca să-i duceți și să-i aduceți de la școală? Cu bicicleta, îi punem pungi cu cizme de cauciuc, punem peste încălțăminte, punguțe, cum din ce în ce mai greu, foarte greu. Eu am copil la școala numărul 8, în clasa 5-a și mereu așa îl duc cu bicicleta, îl duc până la calea ferată. E păcat de șoseaua asta, dar atâția ani de zile trăia asfaltată după timpul lui Ceaușescu, credere. Facă cum a făcut pe Alexandria acolo. A făcut frumos, a și mărit șoseaua, a tăiat pomi, a tăiat tot, a făcut ca lumea acolo. Ce drag să mergi pe acolo. Sunt multe, 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 multe probleme care ne confruntăm cu ele și nu se rezolvă. Numai promisiuni, promisiuni, promisiuni. Vedeți și asta care e situația. Cum crezi ce v-ați dori? Să fie cât de cât să putem să ieșim și noi normal, să nu mai ieșim până noroaie, până pietre, uitați cum e. Unul dintre locuitorii zonei spune clar ce se dorește în cartier. Personal de la domnul primar, de la fostul primar, n-am cerut niciodată nimic, decât am cerut să ne dea o mână de ajutor să asfaltăm această stradă. Această stradă, linia Videle, care iese de aici 50 de copii, sunt care ies, merg la școală, zilnic sunt oameni care au mașini și s-au format mașinele, plătește atâția bani, iar noi un răspuns, niciodată n-am avut un răspuns sigur. Oamenii din zonă se plâng de faptul că apa de la ploaiele intră în curți inundând gospodăriile. La mine în curte vine în permanență, uitați-vă ce este acolo după asta, toată apa vine la mine în curte de aici de afară. Pe ulița Vidra lucrurile nu stau deloc diferit când vine vorba de nemulțumirile celor care locuiesc aici. Noroiul care este când plouă să face 2,5 metru băltoacele de apă. Nu uitați, să prie pe casă stropii și peste tot și garduri. Noroi, carabalamc. Plouă să strige apa aici și de când a făcut canalele astea, nu le-a făcut ca lumea, așa. Am mai umblat ca doare, dar am născă de la început, așa că... Plătitori de taxe și impozite, giurgiuvenii s-au săturat de promisiuni, nu mai vor să fie mințiți și solicită rezolvarea situației în care se află de atâția ani. Dar să nu mai fi mințiți, să nu mai ziceți așteptați, așteptați, nu mai vreți să așteptăm. Deci nu condamn pe nimeni. Fiecare au fost lăsate găuri, cum s-au spus, n-au fost bani suficienți, dar o portiță și pentru noi se găsea totdeauna, să știți. O portiță totdeauna a fost lăsată și pentru noi. Dar noi am fost luați de râdere. Suntem cetățeni ai acestui oraș, avem dreptul deplin, plătim taxe, impozite ca fiecare.